Oameni buni, suntem la Bixad și această localitate este cunoscută și recunoscută pentru două lucruri. Aici suntem la Fabrica de Sfinți și dincolo la Mănăstirea Oamenilor li se iartă păcatele dacă trec și pe la una dintre pălinciile care au făcut localitatea celebră. Suntem împreună cu domnul Ciocan, președintele Federației Producătorilor de Pălincă și cu gazda noastră, domnul Grigoruț, cel care face asta de 100 și... Cum este să-ți încarci așa sufletul cu păcate? Că vine câte unul sănătos și pleacă de aici cântând. Voios. Pălinca asta face și din om neom, dar face și mai mult bine decât rău. Noi să începem depinde, cu binele. Depinde, oriunde te duci, oșenii noștri și chiar românii noștri, nu se duc fără să n-aibă în plasă, în straiță, câte o sticlă de pălincă. Dar e monedă de schimb aia sau e poza de pe pașaport? E brandul României și cu ăsta ne mândrim și noi. Dar ce păcat că nu putem să-l păstrăm și să-l dăm în continuare la copiii noștri, ne-l-a dat nouă părinții și strămoșii noștri. Dar de ce nu putem să dăm acest brand mai departe, domnul președinte? În 2003 a apărut o lege că pălinca, care a fost ca și consum, ca vinul și ca bere, un escroc de la Ministerul Agriculturii, Tudorel Baltă, o scos și o băgat-o la spirt, cereale din fructe, spirt. Eu am zis, pălincă din fructe, spirt. Dumneavoastră considerați că s-au dat aceste lege, aceste măsuri strâmbe pentru a fi favorizați unii dintre producători. Bun, haideți să ne întoarcem aici, la fabrica asta de sfinți, nu? Pe care o aveți de când? Asta e mai nouă un pic și mai modernizată. Eu am moștenit treaba asta de la taică-miu, meu când încă era prin anii 61-62, când încă la cazane de ferțuică erau cu ceas. Fiecare picurătură era înregistrată pentru... Asta era vremurile alea, perioada comunistă. Da, perioada comunistă. Ca să nu se bete producătorul. Aveau grijă de sănătate, nu? Bine ar fi să pună în practică ce s-a făcut atunci, când statul îi asigura și stropitul de iarnă, să nu se îmbolnăvească pomul, și asigura și producția. Deci eu cumpăram. Că o achiziționa de la producător. Statul. Și producătorul cu ce se alegea? Producătorul avea o cotă, a început cu 18% din cantitate și s-a ajuns în final până pe la 28%. Dar și oamenii se îmbătau numai de 18%. Îmbăta, parcă dumneavoastră acum nu te poți îmbăta într-o jumătate de oră, și chiar dacă nu avem fructe. Dacă vrei, te îmbeți. Asta e singura lucru unde face dreptate și la popă, și la împărat, și la noi, la țărani. Adică se îmbate cu totul. Aici nu este, pardon, când ai pus-o. La ce capacitate aveți aici și cât puteți obține? Deci, ce produce? La ora actuală, cazanele sunt făcute deocamdată pentru... Le-am făcut familiare, pentru că nu știm exact care va fi situația, cum spunea și domnul Ciocan înainte, care va fi adevărat. Le-am făcut pentru noi, pentru că eu cu familia mea am în jur de 5.000 de pomi fructiferi. La noi n-a fost colectiv înainte de 89. Deci omul la munte nu crește în afară de pom și animale nimic, pentru că și zona noastră e zona 5, 6, 7 chiar, din punct de vedere agricol. Și ca atare, ce mergea era un pom fructifer, din care, nu spun pe mine, dar pot să spun că un 60% dintre localnicii noștri, de aici își plătesc impozitul la stat, mai vând 10 kg de pălincă la unul, 10 la altul, două coșeri de struguri, 10 kg de vin. Deci pământul își întoarce cumva obrazul dacă ai grijă de el și le respecti. Dacă îl muncești. Și sunt familii, încă o dată spun, în jur de 65-70, care de aici își achită datorii la stat și ziua de mâine. Bun, hai să revenim. Ce capacitate aveți aici? Deci e un cazan pentru borhot de 600, unul de 400 și unul cu care facem numai redistilarea de 300. Deci în tăla nu se pune nimic decât primul produs care iese din fruct, vodka, cum îi spunem noi, care se pune la redistilare, de unde iese țuica propriu zis. Domnul președinte, câți membri aveți în federație? În federație am acum mai mulți, pentru că am făcut și proiectul 141, măsura 141, și am în jur de 2500 de membri. Și câte cazane? Sau puneți mână de la mână și hai că acum facem focul? Cazangii sunt foarte puțin, pentru că s-au dispersat. Am fost 70 la început, în asociația Țara Oașu, fără Codreanca, că avem și la Codreanca, dar fiind legislația asta,
azi nu, mâni, ba, oamenii s-au retras. Dom'le, nu face nimic asociația și n-am putut răzbate deci, legile. Putem că... spune că nu există o legislație care să vă ajute pe dumneavoastră pe producători, nu? Nu. La ora actuală, în lege scrie, în codul fiscal scrie clar. Dacă eu sunt proprietar de cazane, am dreptul să-mi fac mie, numai personal, nici la tată, nici la mamă, prima 100 de litri. Deci ăștia te îndeamnă să te ceri cu neamurile, nu? Absolut. Prima 100 de litri plătesc acciză de jumătate, 7,50 lei pe litru, iar dacă depășesc de 100, plătesc 17,50 lei. Vă dați seama că noi vindem pălinca cu 15 lei și dăm acciză 17 lei. Cât ne ajută statul ăsta român? Faceți o socoteală, că mai punem de la noi încă 2 lei ca să o putem plăti la stat. Bun, și atunci care este soluția ca să avem acest brand, să-l ducem mai departe, așa cum a spus și dumneavoastră, să-l ducă și copiii noștri, pentru că în zona aceasta, la Bixal, la Negrești, este celebra țuică de turți, toate astea alte, sunt niște branduri, toată lumea știe de chestia asta alaltă, dar se pare că ziua de mâine nu e tocmai fericită pentru... În 2008 am obținut legea separarea a fructelor pălincă din fructe de la spiritoase, avem cale separată, produs tradițional. Dar domnii de la finanțe nu au vrut să ne facă o lege a accizării separată. Și ne-au lăsat tăcu legea pentru o invocată Uniunea Europeană. Acum 3 ani am fost la Uniunea Europeană. Și după un discurs cu Thomas Carroll, care are taxe și impozite pe Europa, i-am pus ultima întrebare, am zis, domnul președinte sau director ce era, zic, de ce Germania are 2973 de pălincii sătești, cum sunt la noi, acele, nu știu cum le zice la ei, primesc subvenție de la stat și tot acel produs pălincă sau cum le-o fi denumirea, o iei, iei și... Exact ce ne spunea domnul. Da. Și atunci au spus, domnule, dumneavoastră n-a știut ce aveți în țară. Atunci n-am mai avut ce. Și trebuia să venim în România să facem deci, demers. O vina guvernanților care nu s-au ocupat... Nepriceperea guvernanților. Nepriceperea guvernanților. Că guvernanță vin la noi când se alegem în campanie. Dar nu vin pe urmă să... Și ce vă promit dumneavoastră când vin în campanie aici? Ce să promită? Ei nu vă pot promite, bă, hai vină să mă votez că îți dau o țuică, că dumneavoastră le dați țuică. Păi excepția lui Paula asta acum care a venit din București la noi, toți au fost de-a noștri. Și ce au făcut? Nimic. Toți au trăit aici cu noi. Și ciocană. Deci vă cunoșteau și problemele. Ne și salutau cândva, să trăiți. Așa, acum nu? Acum... S-a văzut sus, a uitat că, și el, că unii dintre ei au și ei acasă, cazan. Dar pe ei nu-i verifică, pentru că erau senatori, deputați, pe ei nu i-au verificat nici vame și nici finanțele. Nu faceți probleme. Deci există un soi de hârțuială de presiune asupra dumneavoastră a producătorilor din partea autorităților de control? Păi, da, seama, la ora toată toate cazanele sigilate. Ca să poți fața pălinca ta, te duci la... Depui cerere pentru desigilare, vine domnii vame să-ți vadă produse pe 10 zile, te desigilează, îți face un calcul pe 24 de ore, ca să nu-i cumva să-i fentezi, să faci mai multă pălincă decât randamentul, ca capacitatea cazanelor. Și atunci îți vine 40-50 de milioane pentru pălinca ta. Oare e drept? Cum au zis, avem un poet în turci, pălinca care am trudit să o plătim, să ne mormântăm pălincă părință, să ne botezăm, să facem cu acciză. Nici atâta din pomii noștri, din truda noastră. Vă dau un exemplu, un pom. Trebuie 5 ani să aștept după el, nu? Trebuie gunoi, trebuie săpat. Dacă dă Dumnezeu, să faci și prune. Iar combina în grâu, te-ai dus, domnule, cu combina și ai trăierat. Dacă randamentul e de 10 ori, din 100 de kilograme de cereale, ies 80 de litri de spir la 50, din 100 de kilograme de fructe, constatat de doctor profesor în agronomie, ies 8 litri 10. Oare nu-i cinstit și corect să plătiți până în acciză de 10 ori mai mică? Așa ar fi corect. Hai să vedem ce ne zice și Uncheșu. Haideți, veniți încoace. A stat aici ascuns să ne spune și nouă. Rămâne și dumneavoastră, domnul președinte și domnul Grigoruț. Dumneavoastră, ce ziceți despre legile astea? Bune, rele, dăunează, nu dăunează? Chiar că dăunează. Legea, nu pălinca, nu? Legea. Legea și oamenii care fac legea. Pentru că nu a trecut nimeni atâta perioadă de timp să nu cunoască zona ovașului, să nu cunoască terenurile, ce produc și unde produc. Vedeți dumneavoastră tot e munte pe acolo, dealuri. Producția de cereale nu prea se face în anumite locuri. Nu este zona, nu se poate face. Deci oamenii după asta a trăit.
viață de... Eu de când am fost copil știu că am dus la pălincie și prune și de aici tata și mama mai vindea pișpicolul câte un pic de pălingă să-și plătească datoriile. Deci putem spune că pălinca a fost așa un mijloc de supraviețuire în zonă? Exact. De a supra... Făcea o pălincă și știa sigur că poate vinde o sticlă. Exact, exact, din anumite zone. Și mai era încă problema că în zonele în care nu se produc nimică și sunt acolo pomicultura asta, acum pomii se uscă, se duce de râpă, nu produce nici cereale și nu produce nici ăsta. Și în al doilea rând, ăsta, pomicultura, e și un fel de oxigen pentru populație. Ce vreau să vă mai spun? Că, nu știu, oamenii noștri, conducătorii de sus, nu gândesc la Dumnezeu, nu gândesc la poporul ăsta. În special țăranii ăștia au fost de când e lumea subjugați. Devine, odată numai să spun așa, natural. Devine grindina, îi distruge cereale. Devine înghețul, îi distruge pomii. Devine inundație, la fel. El tot timpul îi sub ăsta. Mai vin și ăștia la alți domni, care din ce producem noi, vrea să ne iei tot. Nu știu, bătut de Dumnezeu țăranul ăsta sau care-i treabă, că nimeni nu-l sprijină, nu-l ajută decât ar lua de el. Păi dacă e proprietar... Înțelegem că va afecta și mai tare acest impozit care s-a pus acum. Dar e și normal. Asta e fără discuție. Ce vreau să vă zic, dacă pomul ăla e crescut pe teren, cum e dreptul de proprietate atunci omul dacă merge și vinde vaca, își vinde mălaiul, își vinde grâul, de ce n-are dreptul să-și vândă și asta? Dumneavoastră ce suprafață cultivați pentru ca să puteți băga foc la cazan? Am în jur de 600 de pomi acasă, care pot să se vadă oricând. Am alta o levadă la câmp afară. Îi săble, pui gunoi, îi întrețin, dar numai după 15 ani prunul nostru, ăsta nealtoit, începe să-ți dea producție. El dă o producție mică. Deci vorbim de soiuri adaptate, soiuri autohtone. Originale ale noastre, care nu trebuie stropite, ce măr la noi în zonă. Dar deci putem vorbi de un produs curat, bio. Curat, pur, original. Ce să păstrează și am altoit foarte mulți cireși și meri și peri din tradițiile vechi. Fiindcă-s mai rezistenți și la climă și la boli. Deci soiuri adaptate. Soiuri adaptate zonei. De exemplu, la noi poți să pui caiș că nu merge. Eu am pus caiș de o grămadă de ori și a înghețat. Nu merg în zonă. Dar avem piersicul nostru original care el crește din os, el e sălbatic și e bun. Și facem și din alea. Am, o să vedeți și la fața locului. No, deci din producția asta noastră ce facem? Amărâtă sărașcă cum e, abia ne întreținem. Deci nu se poate vorbi de profit, domnul președinte. Noi profit de milioane sau cum vorbesc alții. Noi ne întreținem gospodăria și familie și copii. Și ne servim la anunț, la chefuri, la botezuri. Și cine n-are vine și cumpără, nu? Zice? Am bătut calea București, cel puțin din vreo 30 de ani. Din 2004, începând cu Petre Daia, la fiecare Minister al Agriculturii am fost și am stat de vorbă o dată sau de două ori. Și inclusiv domnul Cioloș a fost de 3 ori la dânsul. Și la fiecare le spuneam, domnule, la noi de la țară mergeau cu pălinca în spate la șes și făceau schimb de troc. Dăgeai pentru cartofi, porumb sau grâu. Și aș vrea să văd eu un român care a ieșit din țară să nu ducă acest produs pălincă. Zic, arătați-l cu degetul. Sau să zicem, că nu a dus afară în țară. Pe vremea lui Ceaușescu s-a băgat pălinca în conserve și s-a dus în China. În conserve de orez sau de ce, contractul și-a dus în China. Tot așa, vă dați seama, ce curaj are omul ăsta? Și-a plantat 5.000 de pomi, a zis. Oare mai are curaj dimineața să meargă să lucre? Pentru că nu știe dacă poate... Ce va aduce ziua de mâine? Ea va aduce așa. Domnule, cât de mult v-ar ajuta dacă ar exista o piață de desfacere, domnule președinte? Piața de desfacere nu se poate numai cu pălinca să o desface. A noi pomi, dacă în 3 zile acele prune nu le-ai vândut sau n-ai făcut ceva din ele, să ca să-l dai ca fruct, ca fruct. Ca și prudele stainless care stă o săptămână, două pe piață, poți să le vizi. Astea s-au făcut cu noi de graj, dacă nu le-ai procesat. Singura soluție lor și randamentul 100% e acest produs pălincă. Eu am făcut un calcul. 15 miliarde județul Satul Mare, lei vechi, mă refer. Ar veni venit. Dacă noi am vinde acest produs pălinca, s-ar crea 1.000 de locuri de muncă în județul Satul Mare. Ne-am putea aduce copii din străinătate. Domnule, hai mă, pune și tu 10 prunt, că ia, avem avantaj. Uite, iasă un par de pălincă, iasă o sticlă, o vindem, o comercializăm. Singurul izietă la noi, dar nu vinde pălincă, vinde ambalajul.
Și eu deja s-o lansat pe piață. Dacă să-ți faci un antedepozit, să-ți faci cameră pentru vame, să-ți faci cameră de filmat, să-ți îngrădești, păi îți trebuie un sac de bani. Pe ce? La cât s-ar ajunge cu această investiție? Păi, în orice ca să se respecte cerințele. Ca cam un miliard. Și după ce ai ajuns cu miliardul investit, vine luni ai control de la finanțe, marți ai control de la vameș, miercuri îți vine garda financiară, joi îți vine aia de la mediu, tot îți scărare pe tine. Până la urmă, tot ce ai făcut, trebuie să le pui în geantă lor. Atunci, dacă sunt atâtea probleme, mai merită să faci pălincă? Practic nu. Practic nu, pentru că noi plătim munca noastră zadarnic. Zadarnic plătim munca noastră și degeaba și nu o putem vinde. De ce nu se dă liberalizarea asta să vindem noi ce avem, produsul ăsta? Pentru că dacă în toată lumea asta se ține cont de treabă, ce produce omul? Nu spune nimeni că neapărat nu trebuie să plătească. Să plătească, da. Să se gândească că în ce limită. Care e garanția că odată băgat în cazanele astea iese o pălincă de aia de la mama ei, așa ca în povești? Păi, în afară de meșteșugul producătorului. Materia primă e prima și al doilea e apa de răcire și cazanele. Deci e ca la mașină, așa, e problema între volan și scaun, nu? Exact. E o tehnologie. Tehnologia. De exemplu, ca să ai o pălincă bună, trebuie să mergi de la cules. Să nu pui prune uscate, mucegăite, să nu pui crân, să nu pui frunze și coade. Ai pus într-un butoi de lemn. L-ai pus la fermentat. Deci neapărat de lemn. Neapărat de lemn, pentru și plastic merge, sau fibră de sticlă, sau inox. Dar din fier nu, pentru că fă o negreală și dă un alt gust. Înainte de a le aduce la pălincie, totdeauna este un fel de ce miardă. Aia se curăță 5-10 cm cât e nevoie, pentru aia dă un gust rău. Pe urmă vii la pălincie. Trebuie să ai lemne uscate, să-ți faci foc continuu, să nu fie odată mare, odată mic. Să iasă treptat pălinca. Vine redistilare. La redistilare trebuie să dai un foc lent. Are o tehnologie și acolo de-a fel. Exact ca și orice... La urma urmei, acolo e mâna meseriașului. Meseriașului. Orice, da, mâna meseriașului trebuie să de la cules de prune, trebuie să-l înveți pe acel ce nu mai cules prune. Măi, uite, așa trebuie să cules prunele. Nu le pui ce? Cazangiu are și o obligație morală față de ce aduc la pălincie. Și a spus că de ce nu se merită. Dom'le, porcul, tăiatul porcului, l-o interzis? Nu-l poate interzice. Făcutul pălincii, l-o interzis? Nu-l poate. Pentru că avem noi nevoie de acest produs pălincă. La moștenit. Parte din tradiția noastră, din firea noastră. Face din, pentru că la Oșan, nu intri în casă să nu găsești un par de pălincă. E o rușine să mergi cu sticla să cumperi pălincă. Și am spus și la domnul ministru agriculturii. L-am așteptat la Turs pe data de 21 și sper că va veni. Ne-a promis că vine amândoi cu domnul Botanoiu. Tot pentru tema pălincii. Și am spus, domnule, duceți din birocrație. Ajutați oamenii să-și întăbule pământul să putem obține bani de la Uniunea Europeană. Ca să puteți accesa funduri, că proiecte. Nu poți accesa funduri dacă n-ai întăbulat terenul. Faptul că sunteți organizați într-o federație, ar trebui să vă dea posibilitatea să trageți mai ușor funduri. Avem, dar mă duc, German, hai mă fă și tu proiect. Păi să vezi că tata nu a întăbulat pământul, eu nu mai am bani cu ce-l întăbula, exact, că de-abia trăiesc. Ca să întăbul un hectar de teren, la asta îmi trebuie 50-60 de milioane de lei vechi. Ce face valoarea terenului atâta? Eu am cazuri care am dus pentru a identifica terenul și pentru ca să fac toate demersurile, dacă vrem să-l vând, că am vrut să cumpăr mai aproape lângă mine la un cetățean de acolo străin, eu n-am primit banii care nici pe jumătate ce trebuie să fac pentru întăbulare. 20 de milioane mi-au cerut mie ca să iasă inginerul să-mi clarifice niște mejde. Deci topograful. Topograful. Da. Și atunci cu cât dau terenul? Sau pentru o distanță și de un cât? Metru, doi... Deci dați 20 de milioane, da, să fac o măsurătoare. Bun, dar câtă producție scoateți? Cam la ce valoare o este? Nu fă terenul, că nu fă terenul, până la urmă. Și mai avem încă o greutate mare. De exemplu, ai un copil, ai o rudine, ai o nuntă, vreau să-i duc pălinca în satul mare, în baie mare. Aveți cum o problemă cu transportul? Îmi ia pălinca și îmi confiscă și mașina. Poți eu fi producător, poți duce acte de la primărie, că mi-e pământul registrat și marfa mea și îmi dă voie să o fac, n-am voie să o duc de acasă. Păi și cum o transportați? Asta e o altă problemă. Asta cum o puteți... Problemă. Ai voie să o scoți din curte. Legea... Numai cu litru, să-i dai și cu jumătate. Nu scrie clar. N-ai voie să transport nici un litru, nici 100. De la 200 și un litru specifică, dosar penal. Mașina confiscată și cel minim 100 de milioane lei vechi amendă. Oameni buni, vom merge la o livadă să ne convingem că este roadă și pentru anul ăsta și...
Continuăm discuția acolo. Încercăm să punem punct acestui material, oameni buni. Am văzut aici oameni gospodari, am văzut livezi, pomi încărcați, semne bune, anulare. Vom avea și roadă, de n-o fi bună pentru mâncare, sigur e bună pentru pălincă. Domnul președinte, o concluzie de final? Rugămintea noastră și prin dumneavoastră să le transmiteți, că noi suntem de bună credință să plătim, dar după randament, și ne vom strădui în continuare să dublăm producția aceasta de fructe, să ne aducem înapoi tineretul în țară, să lucre aici. Pentru că ar fi și locuri de muncă, am putea vorbi și de protecție socială. Crea locuri de muncă odată ce am plătit acciza diferențiată, plus că ar fi statul ar avea bani. Mai mulți. Mai mulți, bineînțeles. Și pălincă mai multă ca să amețească inclusiv oamenii care formează statul, nu? Și sperăm că într-o bună zi le-a venit mintea la cap și să dea acea lege cu accizare diferențiată de la pălinca din fructe naturale și să o putem comercializa și să putem ieși legal și din țara afară, să o putem vinde. Dar nu vă ajută faptul că este înregistrat acum ca produs tradițional sau asta e așa o frecție la un picior de lemn? Știți cum e asta, zice, ai un bidon cu pălincă, dar în schimb el gol. Cam așa e și zice, produs tradițional, dar accizarea e tot cu spiritul la oaltă. Nu ne-a făcut o cale separat de accizare, diferențiată. Și asta are darul de a pune în pericol tradiția oamenilor care fac în această zonă. Ați văzut cum de bună credință au plantat, dar peste vreo 2-3 ani, dacă tot așa e legea, zice, băi, am pus pomii deja, băi, tai pe foc, pentru că nu pot face pălincă, nu pot comercializa, n-am nici ce să trăiesc. Putem spune atunci în acest final de material că vorbim și de un anumit strigă de disperare din partea producătorilor de pălincă din zonă? Strigă de disperare nu numai la noi, ci în pot să zic, mai multe județe. Avem contact deja cu 10 județe a Federația, pe lângă cele din nord, 6 din nord-vest, mai avem Vâlcea, avem Aradul și Curtea de Argeș, care ni s-au asociat primarii de acolo și oamenii producători, care tot la fel e legea și lor. În zadară se face antredepozit, v-am spus că la unul, dacă se face socoteala la închide de an, a ieșit în deficit. Nu e rentabil antredepozitele fiscale, pentru că e acciza foarte mare. Haideți să mai vorbim pe final cu cei doi producători. Spuneți-ne, pe dumneavoastră, cum credeți că ar trebui să vă ajute statul sau cum să nu vă încurce? Cum să nu ne încurce? În primul rând, ca să ne dea șansa și nouă să putem să o ducem, să nu ni se confiște, să nu avem greu. Și să fie accizele astea mici. Dăm și la stat cei de dat. Eu mă scol de la 5 dimineața și până la 10 seara lucrez. Ca țăran, de la țară, ca să pot să trăiesc. Și pomii ăștia noștri, dacă nu îi îngrijim, nu îi întreținem, nu îi săpăm, nu îi curățăm, nu îi ne ocupăm de ei, să uscă, să pierd, să tătătăt. Asta e o tradiție veche din moș strămoș la noi. Uncheș, dacă tragem linia, merită sau nu merită? S-ar merita, dar acum nu. Acum, momental, după cum mi se pun în vedere, noi totdeauna, dacă mi-am fer până acum, că a fost, că cel m-a închis ochii, nu știu ce, dar noi n-am fost legali. Noi vrem să fim legali. Deci să fim, oricând, să ne putem baza, deschidem, mergem, depunem cerere și cum trebuie, facem acte legale, dar acciza asta să se taie jos, că e prea de tot. E prea de tot, nu se poate. Oameni buni, cert este că rămânem cu gustul amar al neimplicării autorităților. Sperăm că vocea noastră se va face auzită la Ministerul Agriculturii. Vom dezbate și în emisiuni în direct cu colegii de la AgroTV această temă, în speranța unor zile mai bune. E o vorbă veche care spune că până la Dumnezeu te omoară sfinții. Poate ajungem mai repede la Dumnezeu și trecem peste sfinții ăștia care, iată, o anumită categorie profesională, am putea spune, este încurcată.